Așadar, m-am gândit că, fiind foarte proaspătă acum în mintea telespectatorilor fraza cu lămâia, să începem să-i facem un scurt comentariu. Din punctul meu de vedere, acei cercetători care... E aberant ce au făcut acolo, adică mai lipsea exact faza din prima parte a documentarului cu șosetele albastre. Să vedem dacă cei care au șosete albastre salivează. Speranța lor de viață, da, este mai mare sau mai mică, da. Deci, n-are nicio legătură ochii, forma ochilor cu reacția noastră la lămâie. Dacă omului spui de lămâie și o înțelege pe limba lui și a mâncat vreodată lămâie, știe ce ia o lămâie, evident că o să saliveze. Nu este în legătură salivația noastră cu acea frază, cu acele cuvinte, cu forma ochilor. Dacă omul nu a văzut în viața lui lămâie sau ce îi spui tu despre lămâie, el nu înțelege. Sau interpretează altfel. Sau interpretează altceva. Deci, pur și simplu se joacă acești cercetători, apropo de ce vorbeam noi în episodul și trecut. Și a fost foarte real, pentru că au publicat. Lipsa de maturitate emoțională și... Lipsa de maturitate emoțională care vine din constelația ale creierului face ca o persoană care la un moment dat a generat această psihoză maniaco-depresivă cu constelațiile pe scoarța cerebrală să fie practic imatură emoțional și să-și dezvolte foarte mult latura rațională și intelectuală. Și oamenii ăștia intelectualizează absolut orice și caută să vadă corelații între tot felul de aberații. În schimb, vine copilul care e cu mintea odihnită, care nu are nicio castrare cerebrală, care nu are nicio problemă și le dă soluția. Și da, dintr-o dragilor, dată... păi, stai un pic. Nu, răstoarnă cu 180 exact, de grade toate despre acele ipoteze. Despre ce e vorba în cercetările voastre, de fapt? Nu vă dați seama că faceți aberații acolo? Asta face, în general, medicina. Caută, de exemplu, tot felul de medicamente care acționează pe niște receptori de membrană, dar noi uităm că, de fapt, receptorii de membrană sunt în legătură și cu alți receptori pentru alte substanțe și că, de fapt, boala care a apărut în corp nu se poate rezolva doar printr-un mecanism de membrană, că substanța activă pe care o dai tu acolo conține și alți excipienți care au și alte acțiuni și că luându-i simptomatologia omului, că noi ce facem? Îi furăm simptomul, dar de fapt nu îi rezolvăm cauza. Și asta facem. Facem niște cercetări extrem de amănunțite pe niște lucruri care până la urmă sunt nonsens. Pentru că acele medicamente nu fac decât să ne facă dependenți cronic pe viață de ceva care să-mi ia mie senzația. Că de fapt noi luăm medicamente atunci când avem senzații neplăcute. Pentru că pentru o senzație plăcută nu merge nimeni la doctor să zică domnul doctor, doamna doctor, dați-mi vă rog o pilulă că mă simt așa de bine. Nu, mergem când avem senzații neplăcute și care ne deranjează, față de care am învățat să avem acea stare de aversiune. Da. Acum, pentru că filmul oarecum încearcă să facă o concluzie și să prezinte câteva lucruri legate de modul în care sunt receptate cele 5 legi și toată povestea din film. Trebuie să precizez din nou faptul pentru telespectatori că noua medicină germană, nu doar din declarațiile producătorului și chiar am căutat personal pe internet să văd dacă are vreo interdicție, ea nu este interzisă. Majoritatea celor care chiar acordă interviuri în film sunt și terapeuți, pentru că ei întâi și-au rezolvat boala, au înțeles atât de profund aceste principii, încât ulterior au devenit și terapeuți și o practică și au acest drept de practică legal, deci ea nu este interzisă. Ceea ce telespectatorii ar putea găsi referitoare la omul Reichhammer. Sunt alte lucruri care țin de personalitatea lui, de modul în care el reacționează la alte evenimente care nu au legătură cu... Deci noi, ceea ce am prezentat în aceste 9 episoade a fost exclusiv noua medicină germană, dar asta e important ca să se înțeleagă. Este important să se înțeleagă, să disociem practic omul de valoarea muncii pe care a făcut-o. Adică de cât de mult și de cât de recunoscători am putea să-i fim pentru ceea ce ne învață prin munca lui, care, cum zici și tu, mulți dintre pacienți au pus întrebări la Ministerul Sănătății și în Germania dacă această medicină este interzisă. Și Ministerul a răspuns, nu, dragilor, nu este interzisă, doar că nu se practică în
clinicile noastre. Dacă vreți să apelați la ea, o faceți pe responsabilitatea dumneavoastră. Da, evident. Bun. Exact. Și atâta timp cât medicina clasică în anumite situații nu îmi dă speranțe de viață și această medicină, culmea, a ajutat mii de oameni, zeci de mii de oameni. Am înțeles că Hammer la un moment dat avea peste 31.000 de cazuri rezolvate de cancer în fază terminală, ceea ce este uimitor totuși. Adică avea un procentaj de peste 90% de supraviețuire, în timp ce toată medicina are un procent de 90-95% de mortalitate. Și atunci, evident, ca un om cu capul pe umeri, îmi pun întrebarea în ce direcție dintre astea două, dacă ar fi vorba de mine, de familia mea, de copiii mei, mi-aș îndrepta atenția. Evident, spre ăla care am două supraviețuire de peste 90%. Fapt pentru care eu sunt în viață și o mulțime de alți oameni care au fost trimiși acasă să, știți, încheiați-vă socoterile cu viața, cu lumea, că timpul vostru pe planeta asta s-a încheiat. Dar aici mai am un argument foarte important care trebuie să-l amintesc. L-am rugat pe Adrian Pătruț să vizioneze și el filmul și mi-a spus că succesul acesta neașteptat, uimitor, surprinzător, pe care l-a avut medicina germană, în Germania mai ales, este datorat și modelului cultural, arhetipal, specific populației ca atare. Pentru că nu este același lucru cu alte modele, unde acolo sunt alte arhetipuri, unde poate starea de frică nu este atât de puternic înrădăcinată. Asta îmi spune Adrian. Deci există și diferențe culturale care influențează modul în care un anumit tratament sau terapie are succes mai mare sau mai mic față de alte zone. Nu e vorba de terapie, pentru că Hammer nu vine cu o terapie specifică. De fapt, da. Hammer vine cu un lucru foarte simplu, exact același lucru pe care îl spune Einstein. Mintea care ți-a creat o problemă nu poate fi aceeași minte care te scoate din problemă. Același lucru zice Hammer. Mintea, psihicul și contradicția dintre psihicul tău și biologicul tău care a generat acel conflict de HS nu poate fi aceeași care te scoate de acolo. Trebuie să-ți schimbi tiparele de atitudini, să întrerupi acele obișnuințe vicioase care ți-au pus viața în pericol în acest moment. Nu ai nimic altceva de făcut. Dacă situația s-a agravat, să apelezi la un medic care să te ajute în această situație, dar el nu poate face treaba în locul tău. Nu te poate vindeca niciun medic. Deci asta se știe de foarte multă vreme. Și apropo de cultură și de ce spune Adrian Pătruț, într-adevăr, există diferențe culturale. Da? Dacă, de exemplu, noi avem un anumit tipar de programe neurolingvistice. Nemții au alte programe neurolingvistice, dar aceste programe neurolingvistice pe care noi le formulăm, de exemplu, îmi stă în gât o anumită situație, o anumită persoană, crapă inima în mine. Noi, în funcție de cum internalizăm, și dacă te uiți în anumite familii, cei care sunt bolnavi de inimă vorbesc despre conflictele lor corelate cu inima. Crapă inima în mine, împleznește inima de supărare, nu te mai am la inimă, ieși din inima mea. Deci acei oameni care au probleme cu inima, exact, și le și vorbesc. Alții zic, nu pot digera situația asta, îmi stă în stomac, mă freacă la stomac toată chestiunea asta. Și noi vorbim exact despre organul care suferă. Mi se umflă ficații, deci culmea, noi exact atât de bine vorbim, i-aș da un șut. Și că nu pute, l-aș mușca, l-aș sfârteca, l-aș rupe în bucăți. Deci, în funcție de programele neurolingvistice, noi nu facem decât să arătăm, practic, să ne arătăm nouă înșine unde vom suferi într-un viitor destul de apropiat. Imaturitatea emoțională nu le permite oamenilor să vadă dincolo de purele speculații mentale. Și asta ar putea să fie o problemă. E o problemă pentru că această imaturitate emoțională adesea nu le permite oamenilor să treacă de propriile convingeri și propriile frici. De aceea își externalizează controlul medicilor, pentru că ei nu mai au încredere în ceea ce simt. Și totuși merg, nu de multe ori sunt oameni care se duc cu dureri cronice de cap la medic și medicul îi face toate investigațiile și protocolul zice, n-am ce să-ți dau, frate, că nu mi-arăți aici că ești bolnav.
Și omul zice, da, dar pe mine mă doare capul și medicul nu vede, face CT, face RMD. Nu vede nimic semnificativ, pentru că îi facem un CT cu substanță de contrast, ceea ce nu îi mai permite medicului, care oricum nu știe despre focarele Hammer, să vadă acolo niște ținte de tir, pe care oricum n-ar ști cum să le interpreteze. Dar și dacă le vede, tehnicienii îi spun că vedeți că alea sunt artefacte, nu le luați în considerare. Dacă este fără substanță de contrast și medicul știe despre medicina Hammer și aceste focare, iar putea depista pacientului de ce te doare capul, s-ar putea să vadă că n-are decât un releu foarte mare, care tocmai este plin de apă, care are marginile voalate, ceea ce înseamnă, știi, de fapt, tocmai ți-ai rezolvat un conflict. Și dacă mă uit unde e epicentru acelui releu, pot să-mi dau seama și cam ce fel de conflict a avut persoana respectivă. În ce emisferă, de ce îl doare capul, vezi că te doare mai tare capul pe dreapta, pe stânga, că te apasă ceva în... Da, deci pot să-mi dau seama inclusiv de caracteristicile durerii, însă tomografia adesea nu este suficientă. E nevoie să stai de vorbă cu pacientul. Sau pacientul este nevoie să stea de vorbă cu el însuși, să vadă, bun, ce mă supără pe mine în viața asta? Eu, pacienților cu care lucrez, le recomand să-și facă un jurnal. În acel jurnal să-și noteze cu cine s-au întâlnit astăzi, cam cât timp a stat acea persoană în mintea și în viața lor, pentru că uneori, chiar dacă nu ne întâlnim cu nimeni și stăm în casă, mintea noastră e plină de personaje și de locuri. Este perfect mobilată cu, în permanență este mobilată cu personaje și cu locuri. Și cât timp și ce, în ce loc a stat mintea mea captivă și cât de mult a stat mintea mea axată spre interiorul meu. Ce fel de senzații, ce fel de stări, plăcute sau neplăcute, mi-a generat prezența unei persoane sau unui loc în viața mea. Și a treia rubrică este legată de cum aș vrea eu, de fapt, să fie relația mea cu persoana sau cu locul respectiv, că-i serviciu, că-i șeful, că-i acasă. Da? Care e prima persoană cu care ar trebui să mă întâlnesc în fiecare zi, care sunt eu însămi și ar trebui să văd ce fel de atitudini am de fapt față de mine în fiecare dimineață când mă trezesc, sunt optimistă, am încredere în mine, cum stau cu stima de sine, cum stau de fapt cu acceptanța, cum stau cu acele nevoi, nevoia mea de siguranță există, nevoia mea de diversitate există, nevoia mea de semnificație, însemnătate, cel puțin pentru mine există, ce fel de roluri joc astăzi, cu câți oameni îmi conectez ființa și sufletul, tu cât de multă iubire am avut în aceste conexiuni pe care le-am generat cu oameni și cât de multă ură am generat acolo. Cât de mult am crescut fizic, sufletește, emoțional, psihic în ziua de astăzi, ieri, după visele pe care le-am avut. Cât de mult am contribuit ca lumea asta să-i fie mai bine. Da, o mulțime de nevoi, cred că... O mulțime de nevoi pe care dacă nu le satisfacem, ele... creează lor le plătim, exact, lor le plătim facturi energetice. Și ajungem să ne dăm seama că, așa cum zice Dalai Lama, a trecut viața pe lângă tine. Ai fost atât de preocupat încât să produci averi, încât ți-ai dat sănătatea, după care îți folosești averile ca să îți recuperezi sănătatea, dar nu mai poți recupera că este, e cam târziu. Și la sfârșitul vieții te întrebi dacă cu adevărat ai trăit măcar o clipă. Și nu întâmplător spunem că viața nu este făcută din numărul de respirații pe care le avem, ci din acele momente care ne taie respirația. Din acele aha momentul, wow! Exact. Eu am avut, de exemplu, 25 de ani de dureri de cap, la care, sigur, pe vremea aceea, neștiind de nici măcar de medicină general, dar minte de principiile acestea foarte importante, care noi le-am prezentat 9 săptămâni la rând, nu am găsit niciun fel de soluție decât aceea de a lua calmantul de durere și numai după ce am avut suficientă energie în corp, cred că într-un mod automat acea energie a rezolvat diverse lucruri care abia dacă le bănuiesc, ceea ce mi s-a întâmplat ulterior și revenirea la starea de sănătate, eu am formulat de fapt doar o teorie pe care o bănuiesc și dacă voi reuși să aflu detaliile științifice încă rămâne de văzut. Dar e foarte important să avem grijă de, și de partea noastră vitală. Ca să ai acces la acea bioalchimie la care bănuiesc că te referi și care a reușit să-ți rezolve să te ajută să-ți rezolvi conflictele, că practic bioalchimia nu ți-a rezolvat. Prin intermediul ei a avut destul de multă energie, a avut destul de multă capacitate de a conștientiza ce se întâmplă cu tine și de a-ți ajusta singur situațiile de viață. Pentru că dacă te uiți la...
să zic, încrâncenarea cu care priveai viața în momentul în care aveai acele dureri cronice de cap și la relaxarea cu care o privești acum, probabil cheful că... de viață era total exact. Zero, deci, uite, era doar durerea, exact. N-aveai ce altceva să și faci. Ai transformat o durere fizică într-o durere psihică la un moment dat. Pentru că tu reacționai față de ea. În momentul în care n-ai mai reacționat față de durere, ai luat niște calmante, ți-o trecut, ai obținut pentru tine niște perioade libere de durere pe care le-ai folosit cu înțelepciune, tocmai pentru a dezvolta această și a prelungi aceste momente libere de durere, tu practic ți-ai creat un instrument, acea bioalchimie, prin care ți-ai redobândit bucuria de viață. Ceea ce este uimitor, pentru că oamenii adesea rămân în acel cerc vicios a reacției față de durere, față de fapt, și își pierd încrederea în viață, își pierd încrederea în faptul că cineva are o soluție pentru mine, în faptul că problema mea chiar se poate rezolva, pentru că medicii îmi zic, nu te cred că te doare, pentru că din punct de vedere obiectiv n-ai nimic. Simplu fapt că noi nu avem instrumentarul cu care, într-adevăr, să-i găsim pacientului ce îl doare. Da, a descoperit practic Roger Callahan un aparat care ți arată practic orice tensiune musculară, orice tensiune emoțională și psihică, cum este ea resimțită de către sistemul muscular și de către fascii. Și prin acest aparat îți detectează diferențele de tensiune musculară, de conductanță electrică a pielii și îți poate spune unde practic este dezenergizat corpul, la ce fel de nivel de neuromere și metamere. Bun, sunt părți neurologice ale corpului nostru responsabil, adică fiecare parte este o proiecție a unui vine da, dintr-un anumit... Da, și dacă, de exemplu, ceva este contractat într-un loc exact, și... Exact, asta vine dintr-un anumit subtil, conflict emoțional. Nu-ți dai seama, aparatul exact. Detectează aparatul și... detectează și poate să-ți spună, vezi că ai un conflict de tipul care e legat de un anumit neuromer care coordonează o anumită parte a corpului. Deci, avem și astfel de instrumente, dar nu sunt la discreție. Pe de altă parte, psihicul omului și acest jurnal este la îndemâna noastră și în baza lui, de exemplu, am avut pacienți care și-au dat seama că de 20 de ani mă cert în fiecare zi cu mama. Și au zis, bun, acest tip ar trebui să înceteze pentru că am plătit destul de multe facturi, am dat destul de mult din energia cu care aș fi putut să fac altceva, unui lucru care oricum nu s-a rezolvat și care probabil o să meargă la nesfârșit. Și a decis din acest moment, certurilor cu mama, eu nu le mai dau apă la moară. De azi înainte, acest conflict, cel puțin pentru mine, va fi din ce în ce mai rar, se va întâmpla din ce în ce mai puțin. Eu nu mai alimentez această situație. Alți oameni și-au dat seama că de fapt se ceartă cu partenerii de cuplu, cu copiii și nu înțeleg de ce reacționând în permanență, au început să-și pună problema ce fel de bărbat ar sta cu mine că s-ar țăgoasă în fiecare zi. Și am zis, ok, bun, perfect. Deci noi nu vedem lucrurile pentru că în fiecare zi suntem ocupați cu altceva, cu altceva, de fapt facem același lucru, reacționăm în același fel, numai noi avem impresia că... situațiile sunt diferite, dar reacțiile noastre față de ele sunt aceleași. Ele nu fac decât să ne scoată la iveală acele pattern-uri de comportamente, că suntem mânioși, că suntem depresivi, că ne simțim vinovați, că ne simțim păcătoși, că avem rușine, că avem desfrâu, gurmandism, lene, toate păcatele capitale pe capul nostru și la un moment dat suntem copleșiți de ele și nu mai vedem acea luminiță de la capătul tunelului, nu mai vedem acea oază de bucurie, de fericire. Suntem epuizați, ne autostoarcem de energie. În momentul în care începem să ne uităm cu adevărat la noi și ne facem acest jurnal și vine momentul adevărului și zici, bun, 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 cum ești tu de fapt? Că tu zici, a, sunt perfectă, sunt bună, ceilalți trebuie să... Soțul trebuie să se schimbe un pic, soțul zice, a, dacă soția s-ar schimba un pic, viața ar fi frumoasă. Fiecare dintre... A, eu să mă schimb, dar eu sunt în regulă, ce e în regulă cu mine? Da? Și soția zice, cum ce e în regulă cu tine? Toate sunt în regulă cu tine. Și exact același lucru zice el despre ea. Zice, păi cum adică? Toate lucrurile pe care le faci sunt în regulă cu tine. Tot timpul mă cicălești. Și ea zice, da, te cicălesc pentru că niciodată nu faci nimic din ceea ce îți spun. Și atunci nu facem decât să ne reproșăm unii altora și nu mai avem acel moment în care de liniște, când celălalt este supărat, să tac și să ascult. Să-mi iau chiar notițe, ceea ce arată celuilalt că îmi pasă de tine. Că indiferent ce mi-ai spune, știu că ce contează este că te iubesc. Și că sunt dispusă să te ascult, sunt dispusă să caut soluții tocmai pentru că această poveste de dragoste este mult mai importantă decât orice prostie care ar veni în capul fiecăruia dintre noi. A tendinței mele de a reacționa la ce faci tu și a tendinței tale de a mă acuza pentru ceea ce nu te face pe tine fericită. E important să îi încurajăm puțin și să le reamintim telespectatorilor faptul că e nevoie și de acest efort minimal pentru a înțelege aceste lucruri explicate. Deci, cumva, nu de a participa pasiv și de a spune că ori
Oh, e foarte complicat, e un film greu, nu pot să-l văd, să-l revăd. El este și pe YouTube, deci se poate viziona oricând la discreție, pe lângă ceea ce noi prezentăm aici. Dar e important să fac acest efort. Eu am rugat mulți dintre pacienții și prietenii mei să se uite la acest documentar de pe YouTube și să-mi spună părerea lor. Și surprinzător, oamenii mi-au zis, wow, am înțeles atât de multe lucruri, de când așteptam asta? Și n-au venit oameni spre mine să-mi spună, e atât de greu, n-am înțeles nimic din el. Deci nimeni până acum dintre și oamenii nu sunt medici, nu au legătură cu psihologia, cu medicina, sunt oameni obișnuiți care merg la servici, care au problemele lor, familiile lor, viețile lor și care au zis, wow, ce documentar extraordinar, ce material, ce bine că l-ați tradus, ce bine că e accesibil pentru noi în limba română. M-am uitat la el de câteva ori, de fiecare dată când mă uit, îmi redescopăr și diverse nuanțe, diverse aspecte la care nu m-am gândit niciodată. N-au venit oamenii să-mi spună, păi, atât de greu, m-am epuizat, m-am terminat, n-am fost în stare să mă uit la el. Deci, chiar dacă pare greu, dacă ai răbdare și mă gândesc că oamenii nu s-au uitat numai pentru că eu le-am spus și pentru că ei au încredere în mine că nu le solicit părerea pentru ceva neimportant sau pentru ceva foarte complicat. Dar oamenilor le-am spus, uite, este un documentar, vreau să-mi spuneți gradul de dificultate de a înțelege noțiunile de acolo. Vreau să știu cât de dificil a fost pentru voi. Și oamenii au zis, mă, poate prima dată, pentru că erau multe noțiuni, pentru că m-am uitat în grabă, dar după aia mi-am dat seama cât de multe informații importante sunt acolo și am stat pe îndelete, m-am uitat la el și chiar mi-am luat notițe. Când mi-au venit să mă întrebe lucruri care erau strict personale, legate de eu cum fac în situația asta. Adică mi-era foarte clar că i-au înțeles mecanismele. Da, că filmul îți aduce acel reper pe baza căruia poți să afli ce se întâmplă în cazul tău personal. Să-ți pui întrebări exact legate de tine. Și dintr-o dată vezi că, uite, acum te afli într-o stare de conflict și că o conștientizezi mai repede. Exact, și-au dat seama, uite, am extremitățile reci de luni, de zile, sunt cu mâinile tot timpul foarte reci, am frigul ăsta, zice... La un moment dat se întrebau, oare ce fel de conflict am? Uite, mă înțeapă acolo. Pur și simplu a început să-și pună întrebări, să-și dea seama, wow, mai e acel blog cu autovindecarea pe care găsesc o mulțime de materiale legate de medicina germanică gratuită pe care le pot citi. Au intrat și au citit acolo și mi-au zis, tu îți dai seama, mi-am răspuns la o mulțime de întrebări. În ce fel de situație, de ce mi se întâmplă anumite senzații în anumite părți ale corpului? Ce înseamnă asta? Ce fel de fază îi? Oameni obișnuiți care n-au legătură cu medicina. Adică cu medicina avem legătură toți pentru că este medicina de fapt nu înseamnă decât până la urmă vindeca depistarea unei probleme și o a readuce sistemul în starea de sănătate pentru că boala nu este decât o alterare a stării de sănătate. Noi am lipit eticheta de boală și în spatele etichetei de boală putem să punem ce vrem noi. În momentul în care îi arătăm omului că nu are decât niște aspecte ale stării de sănătate care tocmai sunt alterate, anumite nivele din starea de sănătate și față de ele există instrumente și soluții. Și practic instrumentarul nu este foarte complicat să-și dea seama ce se întâmplă în interiorul lor. Cineva și-a cumpărat chiar cartea lui Hammer unde există acele secțiuni tomografice și a făcut o tomografie și mi-a zis, uite, mi-am găsit acolo pe... Și am zis, wow, omul care nu-i medic, îi de felul lui inginer, electronist, am zis, wow. Deci, efectiv, s-a uitat omul pe și zice, mă, nu-s medic. Zice, da, inginer, ăștia. Am zis, mă iau feliile alea, mă uit și eu pe unde o tăiat ăștia, ce felie îi. Și și-a dat seama unde are rele. Și zice, am exact din aia. Și zice, mi-am dat seama și după simptomele pe care le am. Astăzi am difuzat ultima parte a filmului documentar numit Cele 5 legi ale biologiei, produs în Germania în anul 2010. Îi mulțumesc invitatei mele, Crina Vereș, pentru participare și dumneavoastră pentru faptul că ne-ați urmărit.